E vineri seară și să cânte muzica. Glumesc. E ora 18, începe un nou episod de podcast pe Da Bravo. Vă mulțumim că sunteți aici alături de noi, că ați apăsat play, 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 că unii dintre voi așteptați de 5 minute premiera. Cum se face deja, văd în comentarii. Ia uite ce e aici, frate. În fine, nu dau nume. Începem. Ne-am pregătit temeinic, așa că prietenii de la Culto mi-au pus la mână astăzi un ceas senzațional. Mido. Se cheamă Multifort TV Big Date. E lansat în 1973 și are formă de televizor. Bine, asta este versiunea puțin mai upgradată la el. Oricum, link în descriere și dacă vreți să-l cumpărați și voi, îl găsiți în magazinele Culto sau pe site-ul lor oficial, Cult.ro. Ideea e în felul următor. Am luat ceva de băut, de fapt, prietenii de la Bei Ce Vrei ne-au trimis un Jägermeister, de data asta varianta clasică. Cum e mașina aia lată la american de scară copiii. Adică cine zice Jäger știe exact că despre asta vorbim. Detaliile puțin mai târziu când începem să-l bem și poveștile despre el la fel or să vină odată cu flow. Pentru că e flow astăzi, baby, pentru că l-avem invitat pe Bogdan Drăcea. Cum ar veni doi craioveni care se întâlnesc în București după ani de zile și plătindu-și chiria lunar. Cum ar veni? Bă, dar tu tot îmi zici Craiova, din Drobeta, mă, eu-s mai rău. Oh. Eu-s mai acana un pic. Mamă, frate. Acum dacă știam niște mai invitam. Păi asta, de-aia că... n-am zis nimic, când tu tot ai zis Craiova, am mers pe burtă. Dacă pentru că așa știam. Eu, hai să spun ceva. Totuși, de când te știu eu, de 10 ani de când am venit în București, toată lumea și tu ziceai că ești din Craiova pentru că ai vrut să speli puțin toată treaba. Acum când ai ajuns pe la televizor, te cam doare din Drobeta. Păi stai mă puțin. În 2-3 ani, Oradea tătuți, vă pup. 2-3 ani, nu, Corabia. Da. Ceva, bă, vrei să zici ceva, eu sunt la Corabia, mă, întreb. Dar lasă-mă asta, voiam eu să te întreb uitându-mă în camera aia. Ai început să faci sport? Că mi se pare așa, după voce, după cum te ondulezi, după... A, da, mi-am făcut un abonament la SX, de fapt mi-am făcut aplicație, am intrat pe aplicația SX și mi-am făcut acest abonament. Treaba știi care, că poți să mergi cu abonamentul ăsta în aproape 504 săli din tot, în toată țara noastră. Deci unde prin sală arăt abonamentul de la SX și trag de fiare. De-aia bicepsul, tricepsul, longitudinul. Prin aplicație? Numai prin aplicație și cu abonamentul la SX. Acum mă duc să-mi cumpăr un telefon să-mi fac abonament și după îmi descarc aplicația să... Ce aplicație? Ce abonament? Aplicația SX, cred că îi zice. Bravo, nu? bravo! excelent! Mă, ce dracu, dacă nici noi nu ne descurcăm, Olteni. Bă, deci e Drobeta rămâne, da? Drobeta. Ne-a deschis McDonald's acum o lună. Tu? Eu am deschis, îți dai seama? Am muncit și am strâns niște bani și l-am făcut mec la aia. Bă, tu-ți dai seama că ăsta a fost visul tău când ai stat la Drobeta să vezi McDonald's-ul pe stradă? Da, a fost odată o caravană, caravana McDonald's, nu știu ce era. Vezi că a fost... Care v-a aruncat pe stradă, da. Cum ne aruncau nouă turcii din tip, când treceam la Giurgeni, a trecut și aruncau hamburger. Ce a fost caravană și ai prins și tu. Era tata e plin de McPuișor, mă lăsa așa. Nu mai ne-a deschis și a stat două săptămâni caravana aia și a fost tot Severinul acolo, dar au venit și de lângă, și de la Dubova, și de peste păi tot. Păi și ce crezi, că acum a fost altfel? Te-ai uitat la știri? Am văzut. Trei zile blocat orașul, bă, Dubova, tot. Eu în viața mea n-am văzut frică mai mare ca domnului gardian de acolo, cum făcea oia cu geamurile așa și el ținea săracul, dar ținea aerul, că nu ținea nimic acolo. Ai avut rude care au fost la manifestație? Vreau să cred că nu, nici nu le-am întrebat. Dacă da, oricum nu mai vorbesc cu ele. Da, parcă îi văd acasă seara după ce au ajuns mâncând. Auzi, vreți zic de Bogdan ceva? Să mă pupă în cur. Avem și noi acum. A pus mama e poză cu ambalajul de la sandwich în geam acolo. Vadă că a prins. Cum era aia de la Maggi, de la concurs. Da, băi, asta zic. E bine, mă, merge bine treaba, Severin. Bă, îmi pare rău că nu l-ai lansat tu. Era mișto asta să fie apărut tu în ceva așa, îmbrăcat sumar și atâta să le zici, luați. Luați-mă și mâncați. Luați-mă că de-aia vi l-am deschis ca să mâncați. Și aș făcut reclame de alea proaste cu tine la McDonald's când hrănești copiii din turnul Severin când le zici, intri în grădiniță. Cum mă duc pe la școală, așa dau peste gard. Da, vreau educătoare, la revedere. V-am zis că mă întorc în orașul care m-a... Ziceați că o să ajung în terminat, ia strip-uri de temă. Cât am ascuns eu că sunt de aici, le-am zis că sunt din Craiova, abar n-aveți. Ia uitați, v-am întors.
Bă, e foarte frumos descrierea pe care o ai tu pe site, presupun că e făcut de tine. Da. Drăge, este unul dintre cei mai mișto artiști din România, dacă nu chiar din lume. La bază, maestru Drăcea este comedian, nu comedian, cum zic toți siguranții, dar ce e cel mai apreciat e că se chinuie și în multe alte domenii. Asta că te chinui e foarte de apreciat. Adică face YouTube-ul de câțiva ani și surprinzător se uită ceva oameni, prezintă tot felul de emisiuni mișto la Port TV, are clipuri cu vloggerii aia mari. Deci ceva e de capul lui. De ceva timp prezintă și matinal la Pro FM, care i-a pus viața în ordine, pentru că a învățat să nu se mai curce la 6 dimineața și e cel mai interesant. Cel mai interesant e că nu a întârziat niciodată la radio. De fapt a fost o singură dată, dar nu și-a dat nimeni seama pentru că nu-i pasă nimănui. Pe sincer, partea de influențerală se ține bine de ceva timp și nu știu cum, dar chiar păcălește reclame, campanii. Bravo, chiar stăteam și mă gândeam că merge bine treaba. Nu sunt Drăcea, jur. Oricum ar fi, vă mulțumesc pentru tot. Fără voi nu eram aici, poate nu eram mult mai rău sau poate era mult mai bine. Cine știe, hai pupici. Bă, la McDonald's cred că l-ai luat pe ce înseamnă campania pe treia să o fac eu anul ăsta. Da. O să zic că rămânem pe drobeta. Bă, eu așa sper, adică dacă e cineva să se uite. Eu văd, bă, mie mi-ar plăcea să văd. Eu n-am o problemă să nu fac eu la campania de anul ăsta și să te văd pe tine când ajungi la țară, lângă drobeta, la Mătamare și are geamul ăla tixit de ambalaje de mecpuișor și la un moment dat dezlipește unul de la și rămâne puțin ciz așa pe geam și se uite și zice: hei, am venit Bogdan. Îți dai seama, tataie nu mai face robot din pachete de țigări, numai cu tine Happy Meal are săracul acolo. Și a făcut o armată. Mai stă în curte de cum ingerii. Mai e că o să fie campanie de sărbători și când ajungi pe străzile de la țară o să vezi copiii cu paharul de cola de aia mare că a făcut buhai de la... Fac din paiul ăla, ai văzut când rămâne, de fapt. Bă, bravo, bă. Bă, o să vezi, fii atent. Hai să o luăm pe rând. Hai să o luăm încet. Vede, pe asta lasă-o la final. Da. Hai să o luăm să afle lumea aici, podcastul ăsta este... Da. Desconspiră omul din spatele vedetei. Da. La tine nu e cazul. Da, că nu mă deconspiră, zici. Hai mă că sunt și eu, mai fac și eu două poze pe stradă, nu mai zice. Eu cred că sunt în costă de oameni care se uită la episodul ăsta și zic: cine e ăsta? A scris. Bă, ce caută ăsta? Vezi că a scris unul în comentarii, că am văzut acolo că ai un băiat să vin eu și a zis unul: dacă și ăla-i vedetă. Bă, da, dar n-a văzut să riți după fix sezonul ăsta. E, probabil un Chimi, dă-l în... Care n-a prins, Mac. N-a prins. Ia și mănâncă nudel și în continuare cu mentalitatea asta. Nudel, așa ce să vă la plicul ăla de... De mare, de gnor ăla, îl tărne așa. Și îl mănâncă. Ai luat și gnorul, cu... E spier pe mâncare. Te-am făcut om în viață. Da, mă, e spartană toată treaba. Vedem cum merge. Ai luat top. Mi-a picat. M-am dus. Bine, mă, mersi mult, păi gata. Asta, ce dracu să mai zic. Mai râde, mai vedem. Mai râde, mai vedem la data viitoare. Am luat două campanii, Mecu și Gnoru. Cum a fost la Boba? A rupă Gnor, mâncați și gura ta de nu mănâncă aplicurile. Și le iau copiile, dizolvă pe limbă de nebun. Dar o să fuzioneze, Mecu o să facă sandwich cu macarane doar la nefierte. Și o să zică că e crunchy Gnor. Crunchy. Vezi că o să rupă, nu mai zice, că poate o face cineva înainte. Da. Las că pe asta o tăiem, nu o dăm chiar, așa să vadă toată lumea. Sigur. Născut unde? În Drobeta. În Drobeta, Turnu Severin. Liceu? În București. De ce? Ca ce chestie? De ce? Ce? De pentru ce liceu? Pentru că de ce domnul Gigi? A? Domnul nostru Gigi Becarice, pentru că de ce? Rezultatele cântă cu noi, da. Da. Că m-am mutat în clasa a doua pe aici, în cu București. Cu părinții? Cu mama, da. Da? Da. Și... Și am făcut, dar un liceu prost, nu-ți imagina. Unde se fuma în baie? Ce liceu am avut eu, nu vreau să povestesc. E o mare minune că eu vorbesc ok cu tine acum. De ce, bă? Am avut un liceu foarte rău. Adică numai cu prostii, numai cu nenorociri. Știi când te gândești la clasa aia, făceau toți porcării și ajungeau numai necazuri? Da. Eu sunt din clasa aia. Și cum ai reușit? Bă, nu știu. Sub bancă? Bă, nu, da. Ieșeai la final, când era liniștea aia și ziceai, ok, cam asta a fost chimia? Da. Bă, nu, dacă să-ți faci o idee, eu treceam la franceză că știam să citesc, să sune a franceză, dar nu știam ce citesc. Dar așa, dacă îmi dai un text și îl citești, mamă, rup ăsta. Și îmi dădea șaptele și trecea mai departe. Puh, ești mult mai bine decât mine. Da? Eu la franceză, multă vreme, a 9-a, a 12-a,
am auzit doar Bobonete a sievut Troa și o aveam pe da, la o treia colegă păstână, care ne scria textul mie și lui Creier cum se citește. Scria și, ok. Și lipeam de carte, știi? Și ne ridicam picioare și începeam Gavroș la revoluționer, la nu știu ce scria acolo. Și a venit profesoara și s-a uitat că prea eram bun dintr-o dată. Adică inexplicabil de la o zi la alta. Adică azi e franceză și ești pe genul chestia că vă avea preparare juriera la franceză și noi eram niente, nada, zero, nicio limbă. Și a doua zi citeam despre Revoluția franceză și rupea, pagini întregi, da. Adică chiar am terminat și am făcut la aia în clasă. A? Și a zis, ia vină cu cartea și când a văzut, a rupt-o, a s-i avut troa. Adică ești mai bine decât mine. Bă, da, puteai să știu că ai stat toată oameni. M-am uitat la Naționala Franței, toate meciurile le-am luat azi noapte. A rupă limbă. Da, dar acolo nu știi exact ce limbă vorbesc. Și asta e adevărat. Că bă, să scuipie în toate limbile, nu contează. Da, 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 aia e important. Deci liceul undeva gen semipușcărie? Oarecum, da. În care, nu știu, și liceul ăsta, indiferent cât a fost el, cum a fost, are și el oameni de bază? Adică în liceu se vorbea că acolo a făcut liceul și... Nu, acolo se vorbea, aici a terminat liceul și a pus doar pe aia care au și terminat. Aia patru oameni. Mândria liceului era cei care au terminat. Da, da. Era unul, a luat toată 5 la mate în bac, l-au pus în vitrină acolo cu trofeul. Atât, aia era, nu era nevoie de prea multe chestii. Bravo! Da, 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 bun, bun. Prima dragoste la ce vârstă în liceu? Mamă, ce deep, nu știu, cred că la 13 ani. Am ieșit în parc în Cismigiu. De ce? Că n-aveam bani să ieși. Am ieșit, te-am zis, nu, e mai frumos te plimbe, mai romantic, mâncăm o înghețată, nu, e că strică dinții. Nu. Eu știu că vin de la Drobeta, noi nu mâncăm deloc acolo. Noi n-avem, nu. Maxim ce mai rămâne în congelator acolo, un pic mai râcâim. Păi și cum ai făcut? Ai sărutat-o pe burta goală? Da. Și nimeni nu se agura, că știi că de la când ți-e foame? Nu, eu mă, păi tocmai că eram atât de lipiți amândoi, era curat acolo, circula aerul tot timpul, nu mirosea urât niciodată. Prima dragoste, Cismigiu, ce frumos, ce poveste. Da, da. Nu ți-ai fi închipuit. Niciodată. Dar n-a fost și ultima. N-ai fost genul care s-a îndrăgostit odată pentru totdeauna. A, ba da, de atunci. Sunt dărâmat, plâng la toate melodiile, o zonă în fiecare zi. Nu mă, n-a fost, nu știu. Facultatea ai făcut? Am terminat dreptul. De ce? Du, de ce? Cum s-a întâmplat? Adică tot dreptul? Păi da, după liceu a trebuit să-mi aleg o facultate, ca așa mi-a zis maică mea, nu îmi doream neapărat, și am zis, bă, ceva ce nu e cu matematică. Și la drept am intrat, cred că penultimul om din facultate, la distanță. Deci am luat, ultimii oameni acolo, când am mers lista aia, când a fost cu admitere mama, ia să vedem la buget. Eu eram, te uiți degeaba, da, uite-te tu, poate vezi vreo rudă, vreo ceva pe acolo. Da. Am mers, buget, taxă, fără frecvență, șofer, ce mai era jos de tot acolo. Și am intrat și am făcut 2 ani acolo. Da. Și eu trebuia să fac 4 ani acolo, dar n-a vrut să mă treacă o doamnă deloc de un examen, de-l picam din anul întâi, l-am picat de 4, cred că 5 ori. Și pe aia următorii 2 ani am făcut la o de-asta particulară și am terminat. Ca să completezi. Da, diploma nu mi-am luat-o încă, dar poate mă duc într-o zi. Dar îți dai seama că n-aveai ce să faci, avocat, ce, judecător, ceva... Păi tu când termini ești jurist, după aia trebuie, dacă vrei avocat, vrei așa, trebuie de să etape. Mai bagi un examen, da. Ce ai zis, mai nu, mai... nu. Deci no. Și cum ai făcut? Ai avut o săritură foarte mare. Când erai mic, tu ai vrut să te faci tractorist. Adică asta era visul tău. Da. Că ce? Adică ce-ți plăcea? Ce te atrăgea la treaba asta? Plăceau tractoare, dar după aia m-am mutat în București. M-am șmecherit și eu, îți dai seama. Vreau să mă fac cu vidanja, cu ceva, poate să mai am schimbat mașina un pic. Nu mai tractorul ai bășit. Nu mai tractorul, acolo. Vedeam pe la Severin pe acolo. Dacă mai vreau ceva mai ca lumea ta. Vreau să mă bag puternic. Tare, dar nu te-ai gândit la șofer ATB sau ceva și cu autobuz e mișto, volan de la mare, șmeche. Bă, mi-ar plăcea odată doar așa ca să fiu aiurea cu toți în trafic, să mă bag în fața tuturor. Că asta toată lumea dă prioritate la autobuz, că vrei că nu vrei te oprești. Păi vine peste, da. Da. Bun. Ai lucrat și la Orange? Am lucrat și la Orange aproape 2 ani. Ce? Am fost la HR cu fetele. Aha, sură bine, acum toată lumea să înțeleagă partea de HR cu fetele. Da, adică e cu fetele. E un birou de la care intri, sunt multe pe masă care dansează și intri tu și zici, aici e HR-ul normal. Să înceapă, mi-a dat și tricou. Da. Da, la HR, sunt multe fete acolo. Cam mare parte doar fete sunt. Da, a fost frumos. Bă, am intrat și eu pe o combinație acolo, eram la 6 ore, veneam cu una mai târziu, plecam cu una mai devreme.
Cam mai era. Eu n-am crezut că ăia te verifică când ajunge acolo, că eu veneam și aveam schemă, fii atent cum făceam. Mă duceam dimineața, da. Mă uit, întârziam cam vreo oră. Să nu mă vadă nimeni, mergeam pe nașpa și când nu se uita nimeni, mi-aruncam geaca și deschideam laptopul, ca și cum eu sunt deja de mult timp acolo. Da. După aia mă duceam, beam o cafea, fumam o țigară pe balcon, după aia, după cafea, țigară, mă duceam la baie. Stăteam liniștit un pic, mergeam, după vreo două ore începea treaba. După aia de plecam mai devreme la fel, nu se uita nimeni, o lua, plecam și într-o zi m-a luat șeful ăsta meu și a zis, Bogdan, tu cam întârzi. Și azi nu există. I-ai zis direct, l-ai luat. I-am tare. Zis, nu e adevărat, maxim să fi întârziat toată. Și mi-a arătat că eu dădeam cu nenorocirea aia de cartelă mereu, da, ca să intru. Care ți-a arătat? Și mi-a arătat numai ore de venit, nu erau acolo. Și după aia m-am șmecherit și intram cu colegii. Cum? Nu mai puneam cartela mea, așteptam să meargă unul la baie care ajunsese la muncă și intram cu el pe turnicheția și nu mai puneam cartela niciodată. Păi și ce au zis, cum te-am mai verificat după? Păi numai, că la vreo 3 luni nu mai. La 3 luni de mei. La 3 luni cam gata. Ai zis, bă, tu nu ești mereu, sunt aici, mă vezi, deci am intrat. Și mereu, bă, era deschisă, bă, m-am descurcat. Ai găsit varianta bună. Ești bogat, ai îmbogățit acum, adică ai pus ceva? Am început să strâng și bani multe, deoparte, da. Faci multe. Fac multe, da. Și cât ai în cont? Am, sumă, am niște drag. Bani. Cam nu știu. Cât? Ai 50 de mii, 100 de mii? Na, e căcat, nu, n-am. Asta zic. Zine o sumă, cam cât ai acum în cont? Până în 100 de mii. Da, ai pus ceva deoparte, că presupun că ai și cheltuit. Dar știi că așa făceam la Orange, că n-aveam voie să le zicem salariile. Eu sunam pe ea de veneau să angajeze și zice, cât e salariul? Zic, n-am voie să vă zic. Și face, e mai mult de 1300. Zic, e mai mult. Face, e 1500. O, e chiar 1500. Și își dădeau ei seama că da, de la 1300 la 1500, da. Mai era o variantă. Foarte bine asta, da. Îi strâng acolo, mă strâng ca bătrânul și poate mă muci eu. Ăla e visul. Dar fiant, apropo de investiții și de partea asta bancară, dacă ai, să zicem că ai găsit jumătate de milion într-o greșeală pe stradă, ce ai face cu ei acum? Ce ai băga? A, doar să investez, n-am voie să-i spar pe mine, nu? Sau cum zic ea, să investesc în mine, gen să-mi iau o mașină. Bro, hai să zicem și asta. Ce crezi, că asta ți-ar aduce ceva profit? I-ai găsit, ți-ai luat mașină de 500 de mii, la revedere, nu? Ceva să zici, bă, uite ce mechir ăsta a găsit 500. Știi legendele despre anumiți oameni de afaceri de la noi din țară, despre care se spune că de fapt la începuturi au găsit o geantă cu 2 milioane de dolari, nu știu unde, și că de acolo, adică sunt mai mulți. Nu există așa ceva. Păi mie mi-a căzut portofelul din buzunar acum la obor unde stau, m-am dus până în fața scării și mi-am dat seama că mi-a căzut, m-am întors, nu mai era, un minut trecuse. Da. Unde au găsit ăia o geantă cu 2 milioane? Hai să fii serios. Nu există. Dar tu dacă ai avea 500 de mii, ce ai investi? Bă, nu știu, că sceptic, așa mi-e frică. Astea cu cripto nu le cred oricum, de la început nu le-am crezut. De ce? Că ce? Nu știu, mi se pare direct țeapă așa. Tu unde dracu zice ție calculatorul ăla? Domne, azi nu mai e 3 milioane, e 5 milioane. Tu zici, mamă, ce bine, țin de ea. A doua zi, n-a luat milion acum. Cum poți să crezi în așa ceva? Fix ăsta e cripto. Păi nu mă, e în felul următor. O monedă de aia se bazează pe încă 10 factori care spun că ea există. Adică se merge pe credere. Eu fac bani acolo și încă 10 care am băgat zic că există. Și așa crește valoarea, așa am înțeles că funcționează. Da. Dar nu te bagi. Tot nu bag. Dar ce ți-ar părea ceva, un vis ăsta pe care l-ai în cap, gen curele, catarame, ceva, nu știu, dar ai vreo de-asta de-a ta, un vis, vreo pălărie? Bă, eu m-am gândit la un business puternic greu de tot, da. Dar nu cred că o să meargă. Zi-l aici, că poate cine știe. Fia, eu aș da o lege ca orice mașină să aibă obligatoriu numărul de telefon în geam. Deci și începem tu să... cu o lege totuși business-ul. Întâi șpăgile, să dea legea asta așa. 200 de mii i-am dus, i-am lăsat așa. Și tu să zicem, na, uite, cum ești tu persoană publică, știe lumea mașina, să zicem, nu vrei să lași numărul tău acolo. Dar compania noastră, asta ne-am făcut-o acum, îți lasă un număr de la standard. Și tu suni și zici, uite, m-a blocat ăsta aici, numărul B, așa. Și ăstea sună înapoi, bă, vezi că l-ai blocat pe bă, la, du-te și mut-o. Compania ta mă sună pe mine, că eu n-am vrut să-mi las numărul. Da. Și ce, cât e contractul pe lună? Păi facem abonamente și avem diferite servicii. Adică? Venim, mai băgăm un spăla mașină, un covridog, nu-ți dai seama, le lipim, mai băgăm niște servicii de-astea. Pe lângă asta că îmi închiriați un număr de telefon. De ca... fapt, da. Ca... A, nu, e un căcan, nu mai fac. N-am făcut nimic. S-a adus dracu și asta. Zici, îmi iau Maserati. Decât să-mi iau un prepaid la băsit, mai bine fac la voi abonamentul. Era mai bine, sincer, dar e, nu, e bine, cum sigur. O vezi tu.
Bă, treaba ta când o bubui să nu te aucă când astea pe la nasul. Drăcio, bagă-mă uși pe mine în fața curul. Bă, nebunule, tu nu vezi ce e aici. Băi, și că mă luai la mișto, că numărul, că-i du-te, bă, și ia spripei, cumpără-ți telefon. Asta îți fac, de măcar un comitor. Știi, la geamurile alea mari de la clădire. Da, stau, de aici la Floreasca. Trabucuri, mă, pe geam. N-am! Ți-am zis atunci, bulangiule, n-am la... Dă-mă și mie un 075902. Dă-mi un ăla cu multe cifre de se repetă, că le uim mereu. Da, nu, pică, a picat și asta, s-a dus, drag. S-a dus. Alta nu mai am, ți dau ție și dacă nu, faci mintea. Nu, nu, e bună, bă, adevărul că nici eu nu m-am gândit. La un moment dat aveam o chestie cu niște creioane care s-a ascut singure. Pentru că nu te-ai săturat să pierzi timpul ăla să faci creionul, gata. L-am ascuțit. Da, mă, nu te-ai săturat să ți se rupă vârful, adică nu ți se rupe vârful de ăsta creion, că ba, scrii, da, ba, ești da. Disperat și caut ascuțitarea și nu o găsești nicăieri. Să fie un creion care la pești după aia se decalotează el. Iese mina afară. Da, e bună, e bună. Nu, no, da, e bună, dar e grea asta. Minim un milion investiție. Asta n-ai, m-a gândit. Cu 500 nu cred că o faci. Dar poate că ai ochiul format, da. Și că sunt la Arena Leilor aici. Imediat a întors scaunul și a zis aș merge și eu, dar mai trebuie 500 de mii. Vedem curați, poate unde se bagă. Vorbim sau... cu el. Vorbim cu el. Eu, uite mă, avem da. O afacere. Nu mergi în vacanțe, că ai zis, am înțeles că ai declarat. Nu-ți place să mergi în vacanțe. Deloc. De ce? De unde până unde? Urăs de la bagaje până la lasă tot ok în casă, până la drumuri, până la stat. Nici nu-mi place să zbor cu avionul absolut deloc, mi-e frică rău. Că ce? Se pare că ce? Că da. Mor. De unde? Știi pe cineva care a murit în accident de avion? Nu. Păi și atunci? Nu, corect, uite, nu da, m-am gândit. Cunoști pe cineva care a murit în accident de mașină? Nu. Ai auzit de cineva care a murit în accident de mașină? Da, da, am auzit și de avion. De cineva care a murit cu avionul? Cum să nu? Păi și... s-au mai prăbușit avioane, mă, ce-ai? Nu mă, lasă din cunoscuți, din oameni apropiați. A, care nu, zici, nu, nu. Măcar de cineva, la treia speță. Nu, bă, că a dispărut avionul din Malaysia. Nu, mă, nu, nu, mi-e frică, mie nu-mi place, bă, e rău de tot. Eu spun doar că sunt mai multe șanse să mor pe stradă. Clar, dar tot nu mă convinci. Dar avionul nu cade, e făcut să nu cadă. Știi asta? Am auzit, dar mă gândesc că ar ajuta când le-a dat garanția la avioane. Bă, ăsta nu cade. Lasă-mă de căzut, zi scaunele alea cum sunt comode, sunt bune. Lasă scaunele, nu cade, n-auzi? Bă, dar așa s-a făcut ele să nu cadă. Adică n-ai de ce să fie frică, urcă-te în ele. Dar nu-ți plac vacanțele, de fapt. Da, și nici vacanțe, și nici avioanele. Dar de ce nu s-ar plăcea? Adică de ce să nu te uiți să stai în Thailanda acum, printre copăcii aia, să vezi frumos, sau te uiți la vară în Grecia, o casă undeva pe malul mării. Minte, dar era pescuit cu pescarii greci. Onasis, carasico, tati, samanico, papi, gaganaga, nu că sperie peștii dacă cântă da, acolo nu, după aia. O bătrână grecoaică care are andrele și care îți cântă sagabagogo, digi, digi, daga. Și tu pescuiești la slipul gol, așa ți-a târnă un... Dar să nu mi-a târne în apă, că... Ia mea dreptate prostă, la mine nu-mi plăceau vacanțele până la podcast. Deci vrei să spun ceva? Am băgat 70 de mii în casa asta. Toți banii care aveam atunci. Eu te văd și vacanțe. Zici, cum să nu-ți placă vacanțele? Deci primul om pe care l-aud, bă, nu merg, că e greu cu bagaje, cu făcut, cu lăsat casa în ordine. Nu că e greu, dar e insuportabil și nu știu, simt așa e că... E insuportabil. Așa să faci bagajele, greu. Să le cari, să vezi, să ajungă unde trebuie, să... E greu. Dar de la greu la insuportabil, deja vi se pare că am stă niște etape, gen, bă, dacă ești cu Drăcea și ai zis vacanțe, se umple de bube, mâncați-a și gura ta. Nu-mi place, nu. Plus că și simt asta, mă, că mai am de tras așa. Mai au eu vacanță mai încolo. Dar n-ai vrea să mergi cu mine pe Kinabalu? Eu merg. Eu merg niciodată. Eu merg pe munți. Asta e excursia unde n-ai fost de două ori? Da. Și asta vreau să te întreb. N-ai vrea să nu mergi cu mine? Eu te întreb. Bă, când e să nu mergi undeva, cheamă-mă. Da, păi asta spun. Vin. Cred că asta va fi misiunea mea în viață, uh-huh. Cota Kinabalu, 4095. Pentru că să zicem că se mai rupe o dată meniscul stâng, în dreptul l-am rupt, îl coși, îl pui la loc, ce se poate, mă? Să zicem că se mai rupe ceva pe la închietul, dar la un moment dat nu se mai rupe, că pui plastic și da. O să fii foarte mare. O să fii bine, deci levitezi până acolo. Da. 4095 ce e? Cota? Sus, Cota Kinabalu. A zis că ai ofertă de asta, e 4095, o lună stăm acolo sau ceva. Azi? Vezi cu Irene Borneu, da, cât e mă, 4095? Păi mai merg la radio jumătate an și vin. Două săptămâni, mă, că mă bag. Te sun. Să le zic la astea, vin și eu cu Bogdan, cu Drăcea, dar venim la 2000.
Adică urcăm, dar urcăm până la 2000. Asta o să înțeleagă ea. Da. De toți banii. Da, am văzut. Hai să bem unia gărmași. De obicei asta să știi că se bea la congelator, se ține la congelator. Și după aia al bei, nu se bea, dar noi avem congelator acum aici. Așa zic și eu, dacă am avut vreodată ceva, e că nu l-am băut rece. Hai, noroc. Sănătate, Doamne ajută. Ia, vezi, mă. Eu de la ultima oară de la Jager, nu știu dacă e corect Jager sau Jager, cum zici tu, dar ținând cont că tu ești de la Drobeta, de la Craiova, eu zic Jager. Și eu cum am zis, Jager? Jager, da. Aha, ok. Jager, da. A, deci e cu A, e Jager. Jager e corect? Jager. Să-i dăm lui Siri. Da, Siri. Am tot podcastul acum. Nu, mă, nu. Am fost la concert la Depeche Mode și avea, erau făcute de-astea corturi. Nu la asta de acum, de acum vreo 5 ani. Da. Asta a fost ceva Touring the Angel sau nu știu ce, am fost la înainte și am intrat cu Mihaiță Curait. Fetele s-au dus în față înspre scenă și noi am văzut cortul de Jager și am zis, n-a și recunoscut una dintre fetele așa, a zis, ei, ia veniți mai puțin încoa. Și ne-am dus acolo și cu fata la fetele astea și la băieții ăștia, peste o oră, așa, noi tot aici eram și la un moment dat s-a auzit pe scenă, Enjoy the silence, și Mihai a zis, mamă, deci ăștia nu că și-au luat deschidere, și-au luat niște proști în deschidere de cântă piesele lor. Logic. Și m-am întors și a zis, ia bă, cine o fi? Și a zis, ei sunt, mă. Și a zis, păi când a început, mă? Și ne-a zis fata aia, bă, când ai să hă, ai zis, mă, ai zis, plecăm de aici, de la Jager, du-te, caută-le pe fete, pe la Cortul Crucea Roșie, că asta ziceau Cortul Crucea Roșie și noi deja eram ceva, salvarea. Armii, nu mai contează. Ne-am okay. Tot oricum ne-am zis că noi nu le-am găsit pe fete și ne-ați venit voi la Cortul Jager, unde ne găsiți pe noi sigur. Și n-am văzut mare lucru din concert. Am văzut că acum are succes emisiunea, deja se filmează sezonul 2 de Săriți de pe Fix, unde am fost și eu. Și mi-a plăcut foarte mult. Și pare, așa uitându-mă la traiectoria ta, pare că dacă răcește cineva la televizor, tu imediat apari și... La Mars? Loc. Da, asta zic. Pia Mars pe toți? Adică ai fi în stare în locul lui Neti Sandu să zici două, trei vorbe despre pești? Încerc. Bă, nu, dar eu sunt gen acolo, sunt pe toți. Adică da, eu... pe vreme, pe busul. Și pe busul, dar oricum eu încerc la toți acolo. Și Luca Bral, numai chipsuri, iau ciocolată, iau, da, stai, fumă o țigară. Da, da, să-i da, e mai greu. Da, mă, smești noi, 8 energizante odată, ai chef. Numai de asta încerc. Îi întreb pe toți înainte să încep filmele. Cum vă simțiți, bă? Da. Și unul dacă zice, mie mi-a fost cam rău azi noapte. Păi nu, că îl mai văd și pe Raitu și te zic cum ești. Nu, de la țigări, e bine, mai duce, hai. Să vede care se simte rău, da. Dar cum e, Mihai? Cum e treaba acolo? Vă înțelegeți? E bun? Da, da. Se pare? Da, mie îmi place mult de tot. Eu nu-i cunoșteam personal pe mulți de acolo. Da. Și mi-a fost mai greu așa, îți dai seama, să mă integrez, dar am stat și eu atârnache după ei până m-am lipit. Că n-au reușit tot să stea așa atârnache, ei și asta au... Cine miroase cel mai urât după 8-9 ore de filmare? Bă, nimeni nu. E, dragi. Sunt și fete destul de multe pe acolo și păi nu știu, se simte. Dar nu de fete, că alea-și dau cu parfum, dacă nu mai aveți probe de alea în care full body, contact... Bă, nu ții minte să fi mirosit cineva așa, poate ghimici de la parasinus, de la asta, da, ce mai bagă el pe acolo, la transpir, de la vitamine, săracă, de la asta, dai seama. Ia. După ce se ridică de pe canapea, e galben aici. E vreun dintre colegii tăi care se spală mai rar pe dinți și ai observat treaba asta? Nu. Eu vreau să-i scot puternic în față, de-aia spun întrebările astea. Te gândești tu la cineva anume și ți-ai urât să zici? Nu, n-am nicio, că nu știu, că n-am fost atât de aproape de ei. Nu, mă, nu, și de transpira nu, mai ales că eu stau în cameră cu Alex Bogdan și ăsta stă mereu fără tricou în cameră și în jumate din emisiune și nu. Dar de ce? E ciudat. Ba, are el chestiile lui, e ciudat rău de tot. Uite, publicul se tot întreabă în comentarii, ce obiceiuri ciudate are Drăcea, ne zice Elena de la Rădăuți. Nu, îți dai seama că nu poți citesc comentarii în același timp. Cred că întreabă toată lumea. Da. Bă, dar chiar ce am înțeles, da, cum da. A vorbit cu Ori și cu astea, ce obiceiuri ciudate are el? Ai obiceiuri ciudate? Bă, sunt obsedat de curățenie și de ordine, așa, adică îmi pun lucrurile să știu de ele. Sunt organizat la chestia asta, dar spre bolnav nu e bine. Spre bolnav? Adică am să știu eu, chestia aia trebuie să stea la locul ei acolo. Dacă e dat un centimetru mai încolo, nu eu e am okay. Un prieten care am fost în Delta, am ieșit cu barca la Murighiol unde ne erau mașinile. Și era luat-o în față cu mașina lui, eu am mers în spate după el, pentru că plecam împreună cum ar veni, și el a făcut invers, dreapta decât stânga spre București, eu m-am dus după el că m-am gândit că are ceva în cap,
Și am intrat într-o spălătorie auto de asta self, nu știu ce. Uh-huh. Și el m-a coborât din mașină și mi-a spălat el mașina. Că eu am zis, bă, dar ce n-am oprit ce aici? Nu poți să mergi cu mașina asta așa pe stradă. Ca să înțelegi cât de dement e. Înțelegi? Și mi-a spălat el mașina. Și după aia mi-a zis, urcă-te și acum mergem la București. Păi și nu te bucuri, mă? Atât de... Eu l-aș vrea tovarăși pe băiatul ăsta. Da? Da, să-ți mai zic așa, nimic. Cum dracu ești, mă, îmbrăcat așa, să vine el pac să te aranjeze? Păi nu are, mașina. Nu, la îmbrăcăminte iar. Eu, adică sunt patru tricouri albe, toate la fel, toate sunt la linie, la dungă, la... Deci nu e ceva... De ce ești, mă, de Dani Oțil? Nu. Dar poate ai gândit la patru tricouri albe? Păi nu, că m-am gândit că e îmbrăcat așa, pare organizat, pare cu mașina curată mereu, el era. Nu, mașina lui Dani e rău. E adică rău, e a, pe okay. Sporturi, pe ea am ceva. Nu, vorbeam de porc, alt prieten. Apropo, nu ăla, nu, Răzvan. Așa. Deci obiceiul ciudat e asta, că ești organizat. Cam asta ar fi, da. Asta pare, da, ciudat la un băiat care a făcut un liceu unde, na. Da, păi și în liceu trebuie să știi unde-i marfa, unde-s banii. Pistol. Era, acolo era organizarea. Stai da, puțin, da. Clasa noua, dar e responsabilități. Pe bune, unde intri cu arma aia? Dar de talente secrete ai? Gen, ai a treia țâță? Nu. Că ne zice să nu mai știu, în fine. A treia țâță? Nu. Nu, mă, glumesc. Ai talente? Ai ceva? Te poți face remarcabil ușor printr-o anumită chestie? Nu. Chiar n-am, pe cuvântul meu. Deci am arătat tot ce pot. Ăsta, aici, gata. Mai mult de atât n-am. Deci de ceva ce ții pentru 40-50? Nu există. Nu. Mulți ani trăiază. Mulți ani. Și... Bătă-te, dracu, el face asta. Deschid capul așa. De fapt... Oh, am fost chinez toată viața. Uitați-vă de la drobeta. De la drobeta, n-a bănuit nimeni. Bă, nu, n-am. E o întrebare grea. Dacă mă gândesc, ai găsit ceva. Scriu un comentariu acum. Deci n-ai genul de să-ți pui ochii pe nas, să-ți faci limba într-un fel, să dacă-ți bagi urechile, nu știu cum, să stai în cap sau bă, uite, cu limba poți fac așa, dar cred că poate toată lumea. Nu poate toată lumea. Nu? Bă, la despui țigara. Ce faci? Pui țigara pe hold aici. Nu cred că de-aia se făcea, dar e... Acum... Liceul greu, ți-am zis. Da. La unde se juca asta, în altă parte, aici se punea țigara. Da. Ți-e frică de bătrânețe? Adică asta te gândești cumva? Da. Dar nu cred că de bătrânețe, de moarte. Că așa mi-ar plăcea să ajung bătrân. A, deci ai mai ai gânduri de asta? Îți dai seama. Și de ce ți-e frică de moarte? Păi așa, că n-aș vrea, că e mișto, mai bei o bere, mai e mișto să trăiești. Adică n-ai vrea acum? Acum clar nu. Pe la cât ai vrea? Bă, eu cred că aș face 101. 101, mi se pare că la 100 îți dă bani primăria și vreau să trag banii aia pe dreapta oricum, da? 15 milioane, bine de tot, așa. Da. Și după aia mai stau un an așa, la mișto. La mișto, uh-huh. 101, te-am trecut. Bă, mersi mult, tu cât ți-ai pus acolo? Noi am zis că vedem, la final. La final, vedem cu cine rămâne. Da, uite, am făcut treaba asta, în general cu foarte bun prieten, dar cu toți comedianții care au fost aici. Am făcut acest exercițiu de imaginație și am zis în felul următor. Dacă tu mori înaintea mea, uh-huh, ce ai vrea pe bune să fac la mormântarea ta și să te gândești cam ce ai vrea tu să faci la mormântarea mea dacă eu mor înaintea ta. Și trebuie să spun de pe acum că nu știu câte episoade de podcast ai văzut, dar deja la mormântarea mea e un întreg spectacol, cred că va fi filmat. Bă, mai mult cam ca sigur va fi filmat, pentru că sunt oameni care fac lucruri deosebite. Adică nu ți închipui că vine vreunul care să facă stand-up, n-am. N-ai, nu, ca okay. Știi, adică nu există asta. Dar există multe alte lucruri. Adică sunt bărbați îmbrăcați în Black Mamba din Kill Bill care fac vată. Nu, mă, știu ce vreau. Adică sunt multe chestii. Deci la mormântarea mea vreau să vii tu. N-ai voie să bagi mâna în mine să faci aia cu păpușile că e luată. El cine a luat-o? Nu mai știu ține, dar el e luat. Nu mă lasă, nu. Dar la mormântarea mea vreau să vii. Da. După, dar nu, când e pe la mijlocul slujbei să întrerup preotul, când e toată lumea, mă rog, toată lumea, 8 oameni aia plângi care sunt acolo, să scoți așa telefonul și să citești toate rezultatele de pe Flash Score în momentul ăla. De ce? Zici, Atletico Madrid, da. Barcelona, să zic, 2-1. Stați! Da, hei! Hei, unde erați cu... Păi mai aveam astea două pagini. Două secunde, că continuăm imediat. Și începi. O să sună cu Villarreal 2-1. O să sună Villarreal 2-1. Încă se joacă.
Minutul 91 pentru cine a spari. Ia să se joacă. Vine de Drăcea, ăsta încă merge meciul. Încă deci vrei să citez rezultat, dar bine, nu toate. O să iau Spania, că ai zis de asta. Spania, ia Spania. Spania, România, depinde ce etapă. Pe ce, nu păi, citesc nu, pe toate, mă gândesc că la mormântarea mea vine și Florin Gheorghe și decât să stea pe telefon măcar să știe de la tine sau de rezultatele. Ok. Da. Acum, ciudat, eu spun ce-mi vine mie la mână pentru ce aș vrea să faci tu la mormântarea mea. Nu e o chestie care vine, cred că, de pe urma săriți de pe fix sau așa cum te percep eu, dar vezi tu dacă iese sau nu iese. Așa. Aș vrea să vii tot în timpul slujbei sau când e lumea mai serioasă, poate eventual când plâng copiii. Aha. Și un moment ăsta mai puțin mai... Și în care să vii cu două lubenițe, dar la, le știi, alea înalte așa, da. Și să le pui undeva pe sicriu, dar știi că dacă sicriu e închis până la jumătate... Și sunt lăsat deschis. Sau dacă sunt ars, lângă urnă, pe ceva, pe un suport, uh-huh. Cu două lubenițe, dar fără să te vadă cineva, le-ai pus acolo una lângă alta și la un moment dat să le zici, o secundă, dacă se poate, țineți-vă lacrimile. Așa. Și secunda doi scoți o sabie ninja de aia de țigan și să tai pe ea și să te uiți așa, să zici, ia scuțite la mine la țară. Ai băgat-o și ai plecat. Băi, e bună cu sabia, dar aș face-o cu un bici, ca să fie și pșca, să dau așa în continuu în groapă. Să dau cu bici din ăla, ca lumea. Și să tai pepenii cu să biciu? Dau pe, da, aia e, că să dureze foarte mult, să stau vreo oră să atunci tot dau în ăla. Pui luberițele, dai cu biciu până te plictisești, și am dat scos sabia și zici, mai dă o morțină, că trebuie să ajung la Osasuna cu viarea. Deci așa rămâne. Scos sabia. Dar prima oară dai cu biciu. Vin și se întrebe și aia, da. Plângi. Ce dracu? Dar ce face Drăcea acolo? Bate pe penie. Și să dau una. I-am promis lui Bobo, i-am promis. Că o să fie unul în viață care zice, nu mă, că știu eu, scoate-i sabia, dar mai încolo că încă e Osasuna. Da, mă, așa, părinte, tu continuă că ăsta dă cu biciu până lasă urme pe lupeniță. Bă, băiatul, deci da, mă, așa fac, da? Da, pe cuvântul meu. Avem o înțelegere. Și închiriez biciu vreo două ore, să-i țin, să obosească toți invitații, să stea jos, ha, bă, așa dar nu mai vreau, termin da, cu căcaturile da, da. Alea, da. Așa, aș vrea să fie unii care să fie bătrâni și care să mai dea și sfaturi. Dă-i mai jos! Dacă stați toată ziua în telefon, e normal că nu mai știți să dați în lupenițe cu biciu. Dar asta e generația asta unde e. Nu ești în stare, mamă, să da. Tai o lumeriță cu biciu. Să-ți vină cineva pătrână din față și zică, ia de mă brișca aia. Da. Nu mă dă-te în Hristos și mă nu ești bun de nimic. Bă. De la cu mâna de aia așa plină de vene. Pac, să ia capacul, să taie felii. Să stai coșciugul direct așa pe jumate. Nu mă, să taie lumerița felii, să cadă așa despicată. Rup! Stai la copiii ăștia că se încălzește. Da, mă, așa facem. Știu să zici, brei, n-am mai apucat cu sabia, că-i promisez în lumea ăla. Și să dau așa un pic în ea acolo, când e deja tăiat tot, no, să mai dau un pic aici. Tai felia, tai partea roșie cu sabia și faci cu mâneța la copii și le dai din sabia, așa. Împart așa? Da, cu sabia așa la tot. Fricărui de luberiță. Ești la preot. Matale e de la necăcios. Niște mai țină. Bun. Dar știi că am fost așa la parastazi la străbunică mea și erau niște doamne de prin sat de acolo care ele știau obiceiurile și am dus și eu nu mai știam cum e pe la țară pe acolo și stăteam și la un moment dat vorbea preotul nu știu ce, stăteam la mormântul ei și la un moment dat era o babă care, bă, pe cuvântul meu, din pământ, nu știu de unde dracu a scos-o, că n-am văzut-o, a scos un pet de bere la doi așa. Și l-a deschis. A luat o gură și mă uitam. Ore, era 9 dimineața. Da. Și s-a uitat, mă uitam la ea și face. Vreți? Și m-a rupt. Și a băut în continuu, l-a băut pe tot. Bun. Cam bine. Obiceiuri sănătoase, ca obiceiuri sănătoase, da. Bă, gândeam că ai stop asta. Ai avut vreodată momente de astea, eu am avut, în care te plictisește ceva atât de teribil încât uiți unde ești și ai niște ieșiri ciudate? Da, da, de mă duc. Eu-s plecat de mult de aici. Nu, eu am avut asta în care, efectiv, în biserică, deci ascultam ce se întâmpla și m-am plictisit teribil. Da. Și m-am trezit fredonând, adică da tare. La ce erai la biserică? Ce eveniment era? Ceva nasol. Ah, deci... Era mortul acolo, în biserică și la un moment dat a început popa ceva să ne zică de viața mortului, că nu știu ce, că nu știu cum, și m-am pus jos, am mâncat niște negrese, nu știu ce erau. Era ceva, prăjitură. A, și, erai... și eram în spate undeva și era tot vorbea de multe lucruri ce le-a făcut mortul și nu știu ce. Și după aia a început o chestie că exact ca în pilda cu Ioan Botezătorul când merge nu știu unde și aici mă, astea le știu. Și...
Nu se întâmplă niciodată al final. Adică da, tot timpul apare Iisus care îi zice sau îi face ceva da. Și am plictisit și efectiv pe, nu pe liniște, dar m-a auzit nepoata decedatului care era lângă mine, noroc că mă știe foarte bine și așa. Și eram cu aia, cu Love and Marriage, Love and Marriage. E bine. Eu mă gândeam, venit. Bă, dar eu mă gândeam că e ceva rău, mă gândeam că plângeau toți și erai cu ace, Doamne, prunele. Nu atât de relaxat. Să și faci așa, cu ace, Doamne, prunele. Darabana, da, da, în sicriu așa la piciorul lui. Și să facea, ce dracu să te supărați așa, mă? Și să zic, bă, ce faci, mă, când îi plăcea și mortul. Da, și lui plăcea, rupea pe asta. Asta de... Ai avut multe mormântări la care ai mers? Am avut câteva. De acolo pe la... Și obiceiuri ciudate din zonă, în afară că scotea petul de bere când se plictisea, ai văzut ceva pe acolo sau ți s-a părut ceva? Bă, la mormântări așa e ciudat, pentru eu vreau să fac acum o bucată, să pornească de la o glumă, că tot așa la străbunică, că am fost și când a murit și am fost și la parastă, eram apropiat. Și am dus acolo. Eram apropiat, adică ai fost și la mormântare și la parastă, asta înseamnă. Da. Băiat salon, mă rog, crezusem că e pe numele ei, casa n-a fost oricum în fine. Și... Da. Ne-am dus și e obiceiul ăla, când mergi în spatele... Două secunde, crezi că ceea ce se întâmplă la parastas, adică crezi că mâncarea pe care o mănâncă invitații la parastas se duce pe lumea elaltă și se bucură mortul de ea? Cât dracu să te bucuri, mă, de pilaful ăla? Pe ținând bune acum. Poate acolo nu găsești nimic? Chiar și așa, dă-l în morții de pilaf, mănânci pilaf în continuu, pilaf și colivă. Dar haine? Că dai haine de pomană și să fie de... Sufletul păi da, dar nimeni nu sparge mulți bani, că nu dai și tu un tricou de la mișto de firmă de pomană. Sunt nasoale. Ai rupt eticheta, l-ai pus pe tine, îl dai dar pe ăla de la mea. Crezi că ajunge în partea alaltă? Adică crezi că ăsta, tu ești pe partea alaltă, ești mor de mult și la un moment dat ești cu niște gaciși unde, așa, și la un moment dat brusc apare îmbrăcat în ceva cu Adebas. Și cu ea stau. Râdalea de tine. Și vrea cu ea stau pe tine. Mai înainte ți l-a dat de pomană. Un nepo de-al tău, de la Isascea. Să zică și... Bă, Crocs, aveam ceva șmecher în picioare. Ce familie de amărâți era dincolo, pe cuvântul meu. Nu, asta cu bănuții, nu știam, știi, că mergi în spate, ai mortul și arunci bani. Și eu tot timpul am crezut că trebuie să-i arunci în coșciug, că știi că e deschis când mergi. Să iei, să-i arunci înapoi. Nu să iei, eu eram cu unchii mei în față și ne-a dat un pumn de la de monede. Și am văzut că ăștia aruncau și eu tot aruncam, dădeam în sicriu. Și de aici vreau să fac o glumă că am îngropat-o pe străbunica mea ca pe faraoni. Că i-am pus și niște bănuți acolo. Ca pe faraonii de pe taraf? TV. Nu mă, ăia... Că doar faraorii de pe taraf TV se îngroapă așa. Că ea mari, nu cred că aveau prin Egipt unul care era... Și de partea mea pentru faraonul templului soare! Pentru zeu Ra, Ra, Ra! Pentru zeu Ra! Se face bogăție! Tutankamune! Tutankamune! Asta zic. Vezi că ai o optică ciudată despre istoria lor. Știu că așa crezi că era în Egipt. Nu băia mic, crez și gras la trompeta. Niște plachete de aur care era... Ție mă și criu mai jos! Cuși, mamă, taie, mă, din ăla! Dom'le, că așa o poartă el. Aoleu, ce nimeream la bunica mea când mergeam pe... Okay. O nezile alea era bună, de 50 de bani. Aoleu. Deci asta, plăceai tu. I-am crezut că tu, fiind în spatele contegiului funerar, de obicei se întâmpla când eram mic, că ăștia aruncau la colțuri banii și noi ne tăvăleam să prindem banii. Da. Și m-am gândit că tu erai atât de prost încât prindeai banii și după aia aruncai înapoi spre mor. Asta mă gândesc. Asta era jocul meu, l-aruncam și mă duceam în oameni, mergeam. Aici era varianta de touchdown. Când cu toate monezile luate le puneai peste mor și te întoceai la aici. 8 secunde! V-am f***! Kobe! Hai din vreodă drumul la mașină! Bă, nu, dacă erau copii care alergau să le prindă, dar prindeau de la alții, că eu dădeam numai trei, așa dădeam. Asta zic, așa te vedeam în toată combinația asta, nu? Doamne. Bun, e bună gluma și rămân și la asta mea. Dacă toate lucrurile primite de pomană de pe lumea asta ar ajunge în partea alaltă la tine fără să ai timp să-ți dai cu părerea. Mm-hmm. Adică efectiv, ai primit de pomană, indiferent cum îți faci tu casa acolo, că ai dreptul să o faci, să o mobilezi cum vrei,
la un moment dat canapea aia ți-o dă de pomană un prieten, care știi că nu-ți mai trebuie casă, e ceva, rup jerpeliș și decât să o arunc mai bine o dau de pomană cu ea. Da, exact. Sufletul lui Drăgea și de unde să tai pe canapea electronică cu vibrație masaj. Ceva rup. Odată este așa și musor. Ce m-a luat pe la el patru aici. E un îngeraș de la care îl văd cu un tabel, așa știi? Că tu înjuri și el zice, hei, hei, hei! Domnul Bobonete ți-a trimis-o astăzi. Pentru sufletul lui Drăcea, în morții lui să stea și incomod. Și tu să zici, cât e la canapele minim, că trebuie să o porți, nu știu cât. Cât mai am din asta? Dacă stau acum pe ea la noapte, cât mai am? La tricou poți să-l dai jos, să nu mai luat tot ce jute la canapele. Zice, canapele, 3 luni. Să mă vezi în casa, stau mereu pe jos, ce are o pișpea de canapea. Stai acolo tu. Bă, nu, dar ar fi rău. Că așa îți dai seama, cine dă de pomană ceva ca lumea? Sau un WC-ul? Nu-ți dă nimeni WC-ul, trebuie să-ți dai aia sus acolo. Da, la WC-ul s-ar putea să fie complicată. Dacă îți dă o sapă, da, ce fă-ți-l tu cum vrei. Dar nu există ceva sus, trebuie groapă, să-ți bași tu țărușii. Nu, Emo, mai bine. Nu, doar un fix sapă aici, zic, aici mă cac. Să știe toată lumea unde-i sapă asta. Aici fac eu nevoile. Nu sap nimic. O lasă așa pe afară. Asta e bună, domnule. Asta e. Al meu. De când ajungi mort, primul lucru asta faci. Bastă rușii de treabă aia. Cu ăla ce e, băiatul? L-a călcat mașina cu jumătate de oră, ce face? Și circuiește zona de căcat. E fiert. Știi că merge greu la noi aici treaba. A zis să nu piardă timpul. N-are autorizația încă, dar și-a făcut deja cu obține sigurare pe cineva. Să scoți și râmele, să le pui în pat. Să zic, bă, aici se merge la pește. Să fie niște gerați de aia. De roșii sau negre. Știi cum îți dai seama? Dacă o rămâi bărbat sau femeie? Mm. O tragi printre dinți dacă îți rămân gură e băiat. Trebuie să zic un banc care e destul de vizual. Ia. Yeah. Doi care se întâlnesc și întreabă, cum a fost mă la petrecerea seară? Ce, ai dansat cu aia? Și? Am băgat mâna pe sub fustă. Ia uzi, și? Fiartă pe mine? Vrea sigur să... De unde știi? Ce mă, cum să zic eu? Tu ai dat vreodată la cal din palmă ceva de mâncare? Okay. Că e bun, rău. E bun, e bun. Cine a dar mâncat? Îmi imaginez. A băgat la așa. Știu, o poveste reală. Aoleu. Îți o zic de pe podcast dar cu o soprană. Ai vreun banc? No? Ți-am dat 2. Nu, mă, bancul meu preferat e ăla pe care l-ai zis și tu aici cu ăla, cu baloanele și aia. Mi-ai mâncat. Ăla îmi place mie cel mai mult. Cu baloane. Ăla cu ce balcoane frumoase aveți și după aia zice ăla, da mă, că și eu am zis din greșeală. Da, ăla e bancul meu preferat. Mi se pare cel mai bun banc. Oh, bun. De ce ai zis că ți-e frică de moarte? Da. Am stabilit-o pe asta. Uh-huh. Știi că girafele sunt de 30 de ori mai expuse decât orice animal să fie lovite pe fulger. De ce? De fulger? Ceea ce înseamnă că bursul ci stați pe noi cam... Stai și te uiți la zooplo, nu știam, dar... Băi, e frică, mă ascundeți prin copace. Băgați capul la cutie. Nu știam, dar o să-l dau mai departe. Idee că sunt expuse cât de cât și de asta mă gândeam dacă mai ai și alte frici. Adică, uite, uh-huh. Lor le e frică. Adică, girafele no. Mănâncă și la prima picătură de ploaie. Aoleu! Se uită așa, mamă, nu prea se văd stele noaptea asta, cred că îi dă. Ar fi bine să dorim cu bursucii. Se întind așa pe spate.
Sărace. Cu gât, cu tot, cu picioare și burzucii care se strâng. Să moară mama la fiecare. Bă, e frică rău de tot de fulgere. Mare, mare, da. Mai alte frici în afară de moarte, nu știu. Ți-e frică de curent, de... Nu, atât. Te-a tras curentul vreodată? Da. La ce mod? Dacă m-a tras cu, zici, de curent, da, dacă... el energie sau curentul, mă... cum e la noi, este bată un pic... Asta zic. Pe ce toată înseamnă? Lumea, în România, pe toată lumea a tras curentul. Ce înseamnă mai exact? Deci când lași și ușa deschisă și geamul deschis, aia se face vâjul ăla de se plimbă, așa, ăla e numai curăceală. Și ăla te trage. Ăla te-a dat odată aici, a zis, aoleu, te-a un pic așa. Deci ăla e curentul, știi tu ce știi. Ăla e curentul, da, ăla e. Deci ai fost tras de curent. Cum să nu, de ochiat am fost. Ai fost de ochiat? Cred că nu știu, am presupus. Tras cu carmol, frecție, ți s-a făcut? Când era mai mic, da. Bărbat sau femeie? Nu contează. Da, la, știi, tai-o pe asta. Da, dacă te-ai făcut bine, nu mai contează. Da, nu, șosete cu oțet, cartof la gât, toate. Fii atent, ne întreb serios, pentru că podcastul deja a luat o razna. Există varianta să trăim într-o simulare? Cine conduce lumea? Deci, dacă vrei, facem o dată dacă mă îmbăt și vorbim teoriile conspirației. Deci eu dacă îți dau TikTok-ul meu... Ce? Știi că pe TikTok te uiți la ceva și dacă vede că ți-a plăcut, îți dă numai dale. Eu numai teoriile conspirația. Hai să luăm așa câteva, că știm că ești pasionat de asta. Și simulare cine, și cine tot. Cine crezi tu că conduce lumea? De departe. Iohannis. Nu știu cine. Nu știu cine, dar e ceva acolo. Prea bate loc. Toate. Se leagă dacă stai să te uiți. Masa asta. Să, mai ales pe TikTok, una după alta sunt la fel. Nu știu, mă, îți dai seama că mă uit și eu pe Lizy, mamă, cum e planeta asta, mâncați aici gura ta. Oh, mi-a venit Burger King-ul, mai și mă de viață mai departe. A, deci dai, nu stai nu mult. Nu stau să mă gândesc, să mă documentez mai mult, nu, doar ce e pe TikTok. Dar ți se pare că unii dintre oamenii care sunt în poziții de conducere sau de ăștia, hai să zicem, oameni celebri, ca actori, ca artiști, nu prea sunt după planeta noastră? Bă, pe la Hollywood, pe acolo se mai întâmplă nenorociri, nu neapărat că nu sunt oameni, dar cumva sunt, dacă te uiți la unii, bubuie foarte repede. Și după aia vezi că încep să fac anumite chestii și bagi joc de ei cumva și cam ăla e prețul din ce ar veni. Cum adică? Totuși, adică fii atent, eu sunt șmecher de la Hollywood, da? Și tu ești un băiat venit din Craiova. Da. Și zici, bă, vreau să fiu șmecher de tot, să mă știe lumea. Și eu zic, ce vrei? Muzică, actorie, ce vrei tu? Și tu zici, actorie. Și eu zic, bine, și semnezi aici contractul ăsta cu parafă, cu tot ce vrei acolo, cu de tai pe palmă, pui mâna așa. Te faci șmecher rău de tot, da? Tu ajungi tare și după aia zic, bă, mișto, te-am făcut, dar acum te luăm și noi la mișto, trebuie să începi să te îmbraci numai în rochii la evenimente sau din astea. Asta e una dintre teoriile pe care le văd eu pe TikTok. Duci la cine te referi acum, mă gândesc pe cine am văzut îmbrăcat în rochie la evenimente după ce ai ajuns celebru. Trebuie să fie. Trebuie, urât să fie. Mai departe nu m-am dus, eu doar am crezut și am mers mai departe. Deci... Dar pământul e clar că e rotund la tine. Așa ar trebui să fie. M-am mai întrebat așa. Există varianta că la polul sud, pentru că nu există nicio poză cu polul sud, să fie o gaură în pământ pe unde se intră de fapt în a treia dimensiune, unde trăim noi de fapt. Păi poate punem o vacanță într-o zi. Păi la 70.000 n-ajungem nici până la... Păi nu, merge unul din noi. Și cum îi zice, punem la... amândoi bani și mergi, totuși, până poți. Totuși ăștia-s bani doar de dus, că de întors n-ai cum să vii, să nici nu bă, te mai există. Întorci, te duci și trăiești dincolo acolo, îți vezi cu, stai cu reptilienii, cu ce mai poți. Dar la noi aici, în Carpați, există poarta dacică? În munți, unde a căzut elicopterul? Da, 100%. Da? Păi da. Și adică... cum crezi că e decorată sau cum arată? Bă, o poartă foarte frumoasă. Da? De ce zici așa? Din lucrătură sau din faptul că e pictată frumos? Sigur e pictată. De către cine? Burebista, Decebal, care dintre ei? De numă, cred că Tonița. Tonița. Da. Și mai când... pune-mă să mai zic un pictor. Nu, de ce? Bă, nu. Nu, nu, că nu forțezi nicio nota. Eu te-am chemat să dai bine. Ideea, cum se spune, și când deschizi poarta aia dacică în munții, da, acolo, ce găsești? Repede, descrie-mi așa încăperea. Deci... Aici ai să-ți lași hainele, pantofii, la intrare, da, că acolo e totul curat. E. În încăperea dacilor, în intrarea dacilor. În încăperea dacilor, da, să-ți ai lași, ai suport de scuturi, de armuri, de, din astea, da? Ce-și lăsau ei. Mai pe stânga bucătăria, open space. Bun. Bucătăria peste. Mare cu living. Da. Living, televizor, proiector. Proiector. Că dai seama, când se pun dacia unii lângă alții, cât de mare să fie televizorul. Mai mare, mare, mai mare, mare decât ăsta. Da, proiector, da. Proiector. După aia, mai în față ce ai? Baia de serviciu. Baia de oaspeți, așa, de oaspeți, cum îi zice. Și da, la etaj camerele fiecăruia. La câți? Că presupun că nu erau toți dacii șmecheri, n-aveau toți intrare acolo. Să fie că tot intercontinental, vreo 200 de camere tot sunt.
Mamă, deci aveau, eu zic că-s mai puțin, mă, erau 200 toți. Zici? Eu așa cred. A, nu deci cred 100 de camere că mulți. Îi bași ca în turneu, câte doi, câte doi, nu păi cum mergem și noi. Câte trei, câte trei, plus că se dormea, nu existau patru, se dormea pe jos, așa, a, puneai o pătură. 200 de dați 6 camere, cât ai văzut. Și se întindea unul lângă altul, că a văzut la girafe. Mai era câte ureche de girafă la geam acolo, da, pleacă. Da, da, da. Acolo. Da. Iar, ești iar pe sneakers, adică da. Ajungem și acolo. Mhm. Încălțări Adidas de toate felul, nu-i pe Adidas, da. Ca Adidas de zicem. Care sunt cei mai șmecheri pe care i-ai nu, de fapt hai să o luăm așa. Care crezi tu că sunt cei mai șmecheri sneakers de pe planetă, adică cel mai șmecheri încălțări? Sunt unii pe care și am și e perechea mea preferată, Jordan 11 Space Jam. Aia crezi tu că sunt top? Mi se pare că arată cel mai bine. Doar pentru că i-ai tu? Nu, pentru că mie mi se pare cel mai mișto, adică sunt și din filmul cu Space Jam și arată într-un fel, nu știu, pur și simplu. Uitați-i aici. Bă, nu ăștia. Ce grele dau la ăștia. Ăsta a auzit, da, de la camera a făcut așa. Și Adi, de unde era aici? Să moară, mă, eu trebuie să pun asta acum. Cum a zis, mă, Adi, dar sunt și pe cu cine era. Da, 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 da. Adică la montare stau să fie... Unde m-a zis ăla că ați credeau greu? Următoarea, fii atent. Îți trimite o poză, mă, strimit. Aici, aici. Bun, și acum face așa. Decupăm. Deci ăștia, după care... Da. Stai puțin, îi și ai pe ăștia. Da. Dar atât de cunoscători ești tu încât zici că ăștia sunt cei mai șmecheri? Nu, pe care știi? Sunt din punctul meu de vedere, că așa poate te gândești și sunt ăia din Back to the Future, știi, aia de se închideau singur, da, singur, da. Air Max, da, ăia sunt gen vreo 40.000 de dolari, cei mai ieftini. Știu, 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 dar am văzut că au luat sistemul ăla de închidere, l-am mai văzut furat, bine, nu la fel, da? De exemplu, știu că și Vans avea la un moment dat un sistem de închidere de ăsta, după care am văzut niște încălțări. Mai sunt și unii de la Nike care seamănă mult cu ea, doar că nu sunt înalți și au tot așa, se strâng singur și ai niște becuri în călcâi, da, atât. Nu e ce trebuie. Da. Cât sunt ăștia Space Jam-ul? La retail, că nu-i mai găsesc, la resale, pardon, că nu se mai fabrică, sunt până în 2000 de lei, depinde de mărime. A, da? Da. Nu, cine știe ce. Nu te-am văzut la târgu de sneakers și aici, anul ăsta. Am fost aici la... Sneakers & Co? Da, s-au făcut ei târgul aici pe Coresii, aici în spate, cum îi zice, mă? Ba da, am la fost. La arhitecți ceva. Da, am fost, am avut niște evenimente, dar am fost pe zi, seara n-am stat. A, da, am trecut și eu pe acolo, m-am plimbat, mi-am și luat chestii. Da? Ce ți-ai luat? Mi-am luat niște Nike-uri care au fost scoase o ediție specială de Halloween, care, nu știu dacă știi, aia pictați, care devin fosforecezi noaptea. I-am luat de la purtat, bine, am luat ceva 4-6 cu un număr mai mare. Lasă-mi, bage șoseta. Da. Cei mai scumpi pe care am eu sunt niște lobsteri. Îi știi? Da, ai lobster, bine. Da. Și îi porți des? Băi, nu, nu, acum nu i-am purtat în perioada asta pentru că mi se pare că s-a făcut pentru pantalon scurt. Și să zic de ce, e limba atât de groasă în față, încât orice pantalon normal ai avea, nu vine peste. Înțelegi? Ok. Ăia cei mai scumpi și mai am pe ăștia... Traviși. Bine. Și am zis să-ți fac și un cadou. Păi ești în... Travișii mi-au venit cu... Travișii așa vin ăștia. Ori. Așa, ți-a dat-o... Vin cu asta și una ți-o dau ție. Era serios? Una în stânga, una în dreapta. Bă, da. Mersi mult. E o bandană de la ei. Chiar mersi. Cum ți-ai făcut asta? Eu l-am pus aici, dar mai por și pe la blugi, mai pun și pe la mână. Ăsta e ăla și... de la ai purtat pe la blugi nu, și pe la mână. Nu, ăsta e la original. Vezi ah, ok. Ăsta nu e ăla pe care l-am avut. Când fac sumo, îl pupă. Și am zis, ia-l, drăciu, ca să-ți miroasă a mine. Da, măi, al tău. Al tău ăsta, clar. Jur, da, uite, mă. Vezi că ai semn, uite-l acolo. Uite-l în față. Da, mă, da, uite, și Jordan aici. Bă, mersi mult. Da. Bă, eu pun polix pe asta. Vezi că se duce. Adevărat. Trebuie să fie ceva. Iată că ai făcut 70.200 de euro în cont. Taică. Așa-ți vine bine, da? Da. Dacă ar fi să revinzi ceva din tot ce ai, a căpătat ceva valoare mai mare decât când ai cumpărat? Da. Adică ai făcut ceva investiție și ai zis, bă, ăștia iau ca să-i vând mai târziu? I-am luat pentru mine și mi-am purtat niciodată niște perechi de Kobe. Da. Că pe care le-am luat, nu știu, vreo 500-600 de lei și după ce a murit, toate prețurile la Adidas și... A murit? Lui, Kobe Bryant... Mamă, tu ai multe știri de aflat. Da, 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 da. Uite, bine că ai venit. Da, câte fii chestii. Atent așa, deci. Da, da, Kobe. Și aia, da, la aia a crescut prețul foarte mult. Nu știu cât mai sunt acolo, ajunse să răși pe la 3.000 de lei. Am înțeles. Nu o vreo investiție de asta să spargă, dar... Da, oricum, ai băgat banii bine.
Ce am, păcălești? Câte perechi de încălțări ai? Asta trebuie să știi. Acum am cam 200. 200. Și unde le ții? Sau cum le ții? Cum le depozitezi? Am acasă o cameră care e camera mea de muncă, recte depozit. Și am acolo de unde fac streaming, de unde mai filmez chestii și am pun perete. Așa am niște dulapuri mari și sunt aruncați toți acolo. Aruncați. Sunt și care stau cum trebuie, dar sunt și mulți aruncați, că nu prea am cum să-i mai pun. Te speli des pe picioare? Da. Dacă ai avea un păpăcal. Da, mă, să vedem. Bă. Așa. Te speli des. Dar doar pe picioare. La 200 de cărțări mi-a venit să te întreb asta. Adică 200 de perechi. Ia, așa. Am niște întrebări așa, puțin mai random. Da. Dacă ai avea un papagal, ce l-ai învățat să zică, primul lucru? Adică dacă cineva ar intra la tine în casă să zică ce pasăre drăguță îi se apropie și el să zică ce? Bă, multe, la, cred că... L-aș învăța să zică dacă nu mă găsești la pene, caută-mă la ouă. Dacă nu mă găsești la pene, caută-mă la ouă. Da. Sau, asta l-a intrat și când pleacă să zică șmecherii f***a îi recomentează. Și atâta. Să plece așa. Ce dracuiesc o papagalul ăla? Și la fiază. El să facă. Da, el să facă, da. Da? E mișto asta. Și tot timpul cu aripii ala lui să-ți dea așa pe cură. A, papagal mare, ți-e de la ara. Da, să te lovească, da, puternic, de tot, la da. Puternic. De la mare, de tot. Da, normal. Să-mi fie frică să mai intru în casă. Sau, să dea așa în cap când intru în casă. Înainte să intri în casă, stai puțin să auzi. Să-și doarme bulangiu. Să bagi chiar așa să adă. Șmecherii, eu sunt. Eu sunt. A, tu ești. A venit sclavul. Bă, nu e asta, mă, e pe venire, aia la altă. Hai, pe plecare. Caută-mă la pene. Aoleu, să iau și unul prost. Să schizi ușa să intri, să zică, cum era? Cu șmecherii s-a, cu penele. Penele, venire acum. De unde l-ai luat drăcea? Din obor. Să dau la meditații, că e prost rău, să nu reușesc să fac nimic cu el. Bă, două fraze ai de zis, mă, două fraze. Nu mai vorbi pe lângă deloc. Să te sune meditatoarea, să zică. Doamnă. Domnul drăcea. Papagalul dumneavoastră, cum să vă zic eu, brânză bună în brânzul de câine. El vrea, știe, dar nu poate. Șmecherii fugă. Șmecherii fugă într-una. Deci eu, da, asta zică profesoara. Domnul drăcea, am încercat cu... I-am arătat, i-am explicat, nu înțelege, fug, la el fug șmecherii. Săracu. Să bagi banii în el cu meditație, să-ți plece cu colegii de acasă, să zică șmecherii pleacă, se duc de nu-i mai vezi. Să-l trimit la facultate în altă țară, să apucă de droguri, să vină înapoi în România. Bani la tine. Ah, da, bravo, da. Ca să vadă care e viața. Cea mai nașpa întâlnire la care ai fost vreodată, ce s-a întâmplat? Cu frogagică. Cea mai nașpa întâlnire? Nasol? Vreo dată de asta în care ți-aduce aminte? 19 septembrie 2016. Nu trebuia să cred că cea mai nașpa întâlnire la care am fost vreodată a fost când am ieșit cu ea și cum stăteam la terasă, a venit la un moment dat un băiat și s-au cunoscut. Sau, mă rog, se cunoșteau, nu știu ce, și s-a așezat și a început să stea la masă cu noi băiatul ăla. Și cine crezi că era băiatul ăla? Fostul ei. Și a stat cu noi la masă, am stat, am râs, am... Lângă ea. Noi da. Stăteam față în față, da. El a stat lângă ea. Da. Nu. Mamă, ciudat. Și ai plătit tu? Nu mai... Nu vreau să-mi amintesc. Și bea la beri în gură, da, Leona, da, așa le dădea. Parcă, bă, la final, când te plictiseai așa, erai ca mine în biserică cu... Și ai întrebat... Desert? Vrea cineva că m-aș duce, știi? Ei tot vorbeau, mă ignorăm. Da, și ai plecat cu asta, cu șmecherii fug. O să cu ace, doamne, prune. Ia ți-a dat mesaj, mulțumesc că m-ai scos aseară, nu m-aș fi întâlnit cu el iar. Da. Dar unde ai dormit? Ca girafele la el acasă. Am văzut intrarea dacilor. Oh, 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 oh. Da. Deci asta a fost, e nașpa. A fost nașpa, da. Că a rămas și nici nu puteai să-i zici, du-te, bă. Nu știu, eu n-am știut cine e. Am aflat după. Eu așa zic, bă, un prieten gască, vreun, bă. Da, hai mă, băi, ceva. Tu... Da, am stat. Dar a rămas prieten cu el, mă. Asta e bună, că... Acum ai iubită? Sunt bine. După ce ai apărut la televizor, s-au întâmplat mesaje, te-au asaltat fanele?
Nu chiar. Nu chiar de ce? Adică ai avut totuși o femeie care ți-a scris, ți-aș face gogoșele între... Bă, nu, nu. Nu, n-am avut, nu prea am avut din astea așa. Chiar relaxat. Am înțeles. Și iubita ta ce zice? Nu e frică de ceva? De ceva în general de sau fane, de mine? De fane. Nu, mă, că eu sunt băiat salon. Da? Da. N-auzi că tu dacă vii cu fosta ta sau așa la masă, dacă vine cu fostul, n-am probleme, stăm la masă, nu-i problemă. Am înțeles, de asta e... Dacă ar fi vreodată să te aresteze, uh-huh, și ar apărea știri cu tine, cu Bogdan Drăcea arestat, pentru ce crezi că te-ar aresta? Adică cum ar fi știrea, unul la mână? Bă, clar ar fi o glumă foarte proastă făcută undeva unde nu era cazul. Adică? Bogdan Drăcea a arestat aseară la orele 12:20, unde? La Palatul Buckingham. În față la Palatul Buckingham? Da, că m-au scos. Da, pentru că? Pe motivul? Nu știu, vreo glumă de asta, să fac o referință, dar în engleză, știi, în loc să zic a bătrână, zic, oh, the old one. Ceva, nu știu, iau coroana aia, mi-o pun pe cap, dansez pe acolo. Ce coroană? Păi nu știi că sunt bijuteriile reginei puse acolo, expus frumos. Păi și ai ajunge până acolo? Păi spargeam ăla, că mă îmbăt, fac curând. Da, Bogdan Drăcea, da, a arestat, mor de bat fiind, a spart geamul la coroana reginei și a pus-o în cap și a zis șmecherii. Păi nu, dar nu știi că ăla e o știre, nu mai știu, cred că din Galați era băiatul ăla, s-a apucat de băut în România și s-a trezit a doua zi într-o curte în Anglia. Aia petrecere. Da. Și mie mi se pare tare, n-am auzit de asta. Da. Deci hai să zicem că asta ar fi una dintre ele. Da. Altceva? Pentru ce ai mai putea fi arestat? În România? Unde ar fi ciudat să te aresteze cineva și pentru ce? Bă, ar fi ciudat să mă aresteze undeva, nu știu, prin Călăraș, mă gândesc. Da. Nu-mi dau seama. Între Severin Călăraș nu te și Drajna sau în Călăraș și în Călăraș, în oraș? Eu îl știu foarte bine, Călăraș. În Călăraș, direct. În oraș. Vreau să mă aresteze de pe stradă. Da. Bogdan Drăcea a fost ridicat aseară la miezul nopții de undeva după o străduță din Călăraș? Da. Pentru că? Că am încercat să schimb numele străzii între ele sau ceva. Tot vreo nenorocire de asta. A, erai cu tăblița. Eram cu tăblițele alea. Am venit eu cu niște tăblițe de acasă, tăblițele alea antice de la Daci de acolo și am încercat să le pun niște nume de astea noi. Ai vrea să ai o stradă în Drobeta cu Bogdan Drăcea, da, după ce mori? Mi-ar plăcea, dar nu după ce mor, acum. Și să merg mereu pe aia să stau să mă iau de oameni că aruncă chiștoace pe jos. La o stradă băi, ce dracu arunci chiștoacele astea, mă? Tu nu vezi pe ce stradă e? Băi, uite cum a parcat ăsta, da. Bă, ăsta e el, mă? Eu sunt, mă. Da. Să-mi pun acolo, Drăcea Bogdan, filozof, că mi-aș pune filozof. Filozof, da. Filozof, da. Și mâncător de McDonald's. Întemeietor. Eu vi l-am deschis. Întemeietorul McDonald's-ului la Drobeta. Ah, da, vreau strada cu McDonald's-ul, dacă mi-l fac. Da? Da. Și să mergi pe cal dintr-o parte în alta, să mănânci burger, să le arunci și foliile la copii. Tot timpul. Doar asta, doar ambalajele să le arunci la copii. Ce ziceți, mă? Și bunica ta care... Bravo, mamă, bravo! Bravo, mamă, bravo! Ce superputere ai vrea să deții dacă ai fi vreun supererou de ăsta care îți poartă chiloții peste colanții? Bă, invizibilitate sau teleportare? Teleportarea, știi că m-am gândit ca business în viitor. Ia. Aș investi în asta. Știu eu pe cineva care a găsit 500 de mii de euro pe stradă. Să-l iau cu... Da, mă, ia zic că poate investește. Deci, asta ar fi o superputere, să fii invizibil. Ca ce chestie? Gen? Ce-ai face dacă ai fi invizibil? Bă, în primul rând, da, aș arunca o bârfă despre cineva într-un grup și aș pleca. Cum invizibil fiind? Nu, rămâna... Păi să mă fac și când vreau eu mă fac invizibil. A, tu arunci bârfa în grup? Eu mă duc, arunc bârfa în grup, ies din local, mă las, mă dezbrac de tot. Deci ești cu prietenii acum și le zici, bă, am fost la Bobonete la podcast. Da. Și vrei să vă zic ceva? Nu, a zice despre mine. Bă, eu cred despre mine că să nu știu ce. Să încep să vorbesc mult de tot, despre mine, de bine. Am fost la podcast la Bobonete și vrei să vă zic ceva? Am fost mai amuzant decât ăla și oricum am abținut că îl făceam de căcat. După aia pleci, te faci... Da, mă duc, mă dezbracă, dar eu degeaba mă fac invizibil. Așa dacă... devii invizibil? Păi da, n-ai vă, hainele nu devin invizibile, nu? Am înțeles, trebuie mă să las... fii ca să devii invizibil. Da, mă las dezbrăcat, zice unul, un om gol și fac, nu te crede nimeni. Și m-am făcut invizibil. Și am plecat și mă duc și stau la masă cu ăștia să văd ce zic de mine. Și cu ce te ajută? Să aflu ce zic de mine și eventual după aia când stau cu paharul, le mai fac așa. Invizibil fiind, să se vadă urmă în apa, da, așa. Da. La un moment dat să... Clic! Ce dracu ăsta, mă?
Ce ăsta aici? Ce? Așa, drăcea, drăcea unde a plecat. Și de când, când exagerează unul? Da, da, se mai dă câte o palmă de asta. Adică invizibil, invizibil, da. Devine câte o bucată a corpului. Da, da. Deci asta că ai devenit invizibil și ai mai zis că... A, teleportarea. Teleportarea, da, că ai zis că ai business. Bă, în primul rând nu mai mergi cu avionul. Da, ca oricum tu nu mergi cu avionul. Da, și pot să mă duc oriunde când am treaba așa. Mielene dimineața să mă plec de dinainte, pac, m-am teleportat. Asta oricum cred că va fi curând, dar va fi foarte drămuit. Adică nu o să-ți permiți să zici... Fian, dăm puțin stop la podcastul ăsta, că fix acum apune soarele în delta. Mă întorc imediat. Paf. Gata, mă. Bă, ce frumos se vedea. Frumos, mă. Uite. Hai cu mine. Uite cu... Hai să vedem eu. Nu cred că o să fie posibil să duci în toate locurile așa. Probabil nu, dar oricum și dacă ar fi posibil, noi, la cum suntem oamenii leneși și așa, am folosit-o la modul dacă trebuie să stai într-o jumate a patului și trebuie să te duci în cealaltă. Da, atât. Nu, no, tată, nu stai să... Să te întorci. Ia direct. Asta. Da. A existat vreodată un moment în viața ta în care ți-ar fi fost mega util butonul ăsta? Adică a fost atât de penibil momentul încât ai fi vrut să apeși pe ceva să dispari de acolo? Ba, am avut multe din astea așa de penibilitate, așa de rușine. Da, ceva care să fi rămas cu rana, adică ceva să fi lăsat, ceva să ai zgaibă. Bă, dacă a mai fost un spectacol de ăsta prost de stand-up așa sau dacă m-am îmbătat și era penibil ce vorbeam sau ce ziceam, am mai avut când m-am mutat după aia atunci, în anul 3, noua facultate, am ieșit și eu să-mi cunosc colegii, nu știam pe nimeni și am ieșit cool așa, pac, la țigară, la nu știu ce, și aveam o geantă de aia cu cărți și am dat și am dobărât toate coșurile de gunoi de erau acolo și s-a uitat toată facultatea la mine și atunci mergea un dăla și mi-a dat așa să dispar. Cine l-a mut? Da. Nu știu cine a fost. Că și am mai zis unui domn pe care îl știți, zic după că nu vreau să-i zic numele, are o, sau avea cel puțin o iubită foarte tânără, mai tânără decât el. Și fata ne-a ajutat pe acolo, ne-am avut spectacol, nu știu, și m-a întrebat cum e, v-ați descurcat cu fata? Și am zis, da, foarte drăguță fiica dumneavoastră. Și era gagică să și atunci la fel. Dispărea, dar după aia te întorceai la masă. Nu mă mai întorcea. Ce dracu să vii scăpa. Am ajuns să fie rușine de tine, mă. Asta e, mă, așa. Umblu fără kilos pe aici să nu mă vadă lumea. Ai încercat vreodată să-ți lingi cotul, adică ajungi? Știu că n-ai cum, e imposibil. Nu, da. Că mă gândeam la tine, că poate n-am fi, având superputeri, se... Asta să fie, mamă, ce mai proastă superputere din lume. Fii, să zicem că ajungi de, dacă ajungi dintr-o întâmplare la Bălăcean, ca la nebuni, te închid ăștia. Da. Ți-au pus aia pe tine... Cămașe sunt. Da, da, da. Ce le zici ca să îi faci să înțeleagă ei că tu nu ești nebun? Mamă, vezi că e bun asta. Da, adică ei te-au legat, bă, stai de libau și tu le zici legat acolo. Stai să vă zic ceva. Vreți să vă zic ceva? A, mă, că am glumit. Nu sunt nebun, uite, dă-mi drumul. Promit că nu sunt. Să te caci în gura mea, doi fiu nebun. Dă-mă drumul că nu sunt. Doctor, să te caci în gura mea dacă sunt nebun. Și las să zică, da. L-am legat, l-am legat degeaba. Dezlegați-l. Da, da, da. A zis nu parola. Și aia toți. Măriu, deci a fost drăcea aici, l-au luat pe nedrept. Cum a ajuns acolo? Ai să te caci în gura mea. Și doctorul a zis, ăsta e de-al nostru. Păi stai seama că n-ai cine, doar dacă exact vreo parolă, cum știu, merele se coc doar iarna. Da, mă. Dă-i nu, drum. Cred că e ceva prin Nietzsche, prin Sofloc, Euripide. Asta o expresie de-asta. Vreau da ceva, vreun citat de-asta da, celebru. Da, da, da. Bă, ăsta e nebun de legat. Ia uite, bă, cum l-au adus și tu să zici non capi tabloa samenta mentreco. Insino vince, da, zamolxes, da. Zicea zice, și el. Mă, a zis drăcea asta, dezlegați imediat. Omul este gradul 14. Omul este gradul 14 la invizibilitate. Nu știu cum l-a prins. Dă-ți jos aia să devine invizibil. Dă-ți jos aia că vrea să facă invizibil. Se ducă frumos pe la țară. Auzi, te duci la trompeta? Da, tu ești cu mâna așa. Iar ești nouă, doi mexican. Doi mexican. Te-ai întors imediat cu ei. Ia mă proaspăt, calzi. Fian, am și o premisă, o idee. Mă gândesc că pe Arca lui Noe, la un moment dat, pentru că au stat foarte mult timp acolo, la un moment dat noi am mâncat din niște animale și a trebuit să mănânce și bărbatul și femela, cum ar veni. Și au rămas pe arcă cam ce,
ce nu-i plăcea lui la gust. Alea ultimele. Da, nu, ce-a încercat să mănânce și a zis, nu, asta pot să rămână în viață. Din ce a rămas acum, cam ce animal crezi tu că ai putea să mănânci lejer și ce animal n-ai mâncat niciodată? Bă, din ce era parc acolo, da, prins la grămădeală, o antilopă. Ai băga? Da, că aia stă, se uita și pac, ai băga cotul. Și să-ți faci file sau... Ce se face în antilopă? Chiftele. Păstrăv. Păstrăv în antilopă, ce mai mănâncă oamenii. Asta, omul e umblat în vacanță, a fost la restaurante mici din de multe stele. Sushi de antilopă. Un păstrăv de antilopă. Așa. Cu ce vedea asupra? Cu somon de vițel. Bă, omul... omul plimbat. Drăcea? Sos? Maioneză. Pune maioneză. Drăcea pui. Are peste 70.000 în cont. Omul a ajuns puternic. Are, se vede, se vede după cum cere, după cum se mișcă. Are bă, mulți rău de tot. A zis antelopă. Antelopă. Când a plecat, a aruncat șervețelul și a zis șmecherii fug la notă. Deci antilopă și ce n-aș mânca, cred că ea, mă, leneșii. Ai văzut că unghiile alea mari așa și da, mie, da, se mișcă... Da, pare, animalul ăla pare fumător, mă, nu, arată rău. Ăla zici că îmi doaie țigările și n-a trăit o zi sănătos în viața lui, arată ciudat animalul ăla. De ăla n-aș mânca. Dar să știi că există legi în anumite țări în care opresc circulația când traversează ăla... E oprit, adică se stă. Stai și zici, unde ești? Sunt blocat. De ce? Trece. A căzut bariera către Gleneși. Acum sunt la barieră aici. Îți dai seama, n-au nicio șansă animalele la noi aici. Da, aici petrecere trebuie să-i dai tare, trebuie din, să faci sprintul vieții. Din mâncărurile astea asiatice, ai băga un șoarece, un șobolan așa în friptuză și după aia să scoți doar osul? Aș gusta, sincer. Da? Am mâncat picioare de broască odată. Da. Aie, nu mai e cool? Nu, dar mâncam și noi la țară. Adică... Da? Da. Altceva. Da, mă, mănânc și șobolan. Aș încerca din astea, sunt curios. Șerpi? Și șerp aș mânca. Da. Să mănânc un șerpălău de la mare. Dar cum ți-ar plăcea? Adică ce, cum îl vezi? Mi-ar cu plăcea ce? Să mi-l aduc așa. Știi cum se fac cârnăciorii și bascobitoarea în ei? Da. Așa l-aș vrea. O suliță de aia mare și făcut așa. Și pe lângă ce? Muștăreni, murături, cu ce crezi că ar merge? Bă, poltean, cu pâine. Cu pâine, simplu? O pâinică și un praz acolo, să mai muși din el așa, da. Am înțeles. Da. Și eu aș mânca șarpe, dar cu usturoi. Adică l-aș da bine prin usturoi. Să o dregi din usturoi, nu să nu mai simtă că e șarpe. Da, da, să nu știi dacă e șarpe sau nu. Da. Când dormi prost, ai momente în care trezești și ți-aduce aminte de vise? Nu, niciodată nu mi-amintesc visele. Nimic? Mm-mm. N-ai avut niciun deja vu de ăsta la un dat pe stradă? Zici, mă, unde am mai văzut eu asta? Deja vor pe stradă mai am așa, dar nu, visele nu reușesc să mi le amintesc. Odată am visat o glumă bună rău de tot și m-am trezit râzând și am zis, rup cu asta. Și n-am mers. Care... Da, deja vu ai? Da, se mai întâmplă așa. S-a întâmplat după deja vu să apară și Mr. Anderson? Nu. Nu? Nu. Eu tot timpul când am deja vu mă uit. Că mă așa să apară la din Matrix care zice, hello, Mr. Nu mă, nu mi s-a întâmplat niciodată. Nici mie termină cu porcările astea și, și că ești nebun la... Eu te-am întrebat mai mult la mișto, mă. Băi, nu mă... ai simțit? M-a sunat la cea mai urâtă. Da. Imediat de noi aici la podcast. Trebuia să fie așa. Nu așa unul la altul. Ți-am închis poarta, ți-am deschis-o, la revedere. Mamă, mi-ai închis al treilea ochi, trebuie să mă duc la service acum. Trebuie să mă duc să-mi deblocheze ceacrele. Mai nenorocit. Nu mai văd drum, trebuie să bag o ispână acasă, nu mai merg cu spiritele. M-ai înduit. Faci vreo masonirea noastră care faci degetele în gură și trage așa. Unul la celălalt. Da. Și codul e, mamă, ce față de prost. Și ai închis gura înapoi, bine ai venit. Codul e șmecherii. Lasă cu degetele în gură la alălalt. Oh, arupe, mă, o facem. 500 de mii. Bă, mulțumim mult că ai venit. Eu mulțumesc. Să știi că, uite, avem un cadou de la prietenii de la Culto. Aolea. Tine, da. Mamă, și asta și Culto? Da, e ceasul ăsta? E un ceas. Zi-mă, serios, mi-ați dat un ceas? Da, mă, da. Poți să-l deschid? Poți să-l deschizi. Dar va trebui să-ți placă. A, da, mă, da. Păi dacă-l deschizi... Bă, e G-Shock, n-are ce să nu-mi placă. Da? E genul tău? Eu așa zic.
Ți-am dat și, și ceas de la Curto, ai primit și... Și eșarfă. Eșarfă. Vezi că e tare rău de tot. Adevărat mi-l dați mie, mă? Da, mă, da. Vezi omul de la Drobeta. El și la Mec mănâncă ce mănâncă și după aia mai dă înapoi. Vezi din... că e tare rău, dar nu-l pun la mână că-l găsiți la mine, Polix. Și pus, odată pus la mână, la revedere, nu mai îl pun așa, dar doar cu ambalajul un pic, nu-i dau jos ambalajul. Vezi că e tare rău, o să încep să-l port acum. Da? Adică, parcă te văd la emisiune că nu-l ai. Bă, sunt ți-am adus tine. Și eu. Ce? Eu am fac niște țoale și fii atent, ți-l las pe ăsta la final, ți-am adus un tricou. Da. De la Hausa, de la mine, așa se numește. Și am vrut să-ți aduc, vezi că, da, pe spate, vezi că e cu iluminare, cu, e cu putere, cu energie, cu astea. Uite, vezi? Mamă, ce tare. Și asta, chiar am vrut să-ți aduc hanorac, dar nu mai erau hanorac, ce caz mi-am amintit. Că te-am întrebat de mărim, dar am uitat să-ți și iau. Ăsta așa să-l porți când te mai duci pe la Craiova, pe acolo. A, ce frumos, mă, da. Brascoad. Da, să știi de... Da. Oltenia Eterna Teranova. Da, exact, cu Craiova, cu Mititelu. Bă, mersi, mersi mult de tot. Eu mulțumesc. În mod normal ar trebui să te pun să semnezi pe masă, dar mai ai? Are și amândria ei totuși, sunt niște nume. Adevărat. Aici. Hai că scriu numele al cuiva. E tare frumos. Cine ți-ar plăcea să vină? Lasă undeva unde să nu deranjeze lumea la ochi. Ceva micuț. Poți să scriu sub? Te rog frumos. Te rog frumos. N-a făcut-o nimeni până acum. Te rog, scrie. Lasă-te, lasă-te. Scrie ce vrei tu. Scrie ce vrei tu, dar lasă-mi acolo ceva scris. Nu-ți vine sângele în cap cât te legi la șiretul? M-a luat amețeala, nici mai scând deja, că fac în aer. Așa. Și poți să fac aici o săgeată mică? Fac în aer, da. Să o săgeată în jos? Autograful lui Drăcea. Așa, gata. Gata, mă. Da. Că o să mă întrebe lumea. Dar cine a scris aici? Vezi regele de desubt. Da. Da. Până să-i vină rău. Dar chiar nu te-ai gândit să întorci masa asta cu sus în jos? O să-ți mai vină. Unii trebuie să semneze. La un moment dat, da. Va trebui să facem pe tatami. Da. Adică jos, picioarele în sus. Și așa dar mai și ăștia care au fost, nu vreau să zic nimic, dar... Pe o placă de parchet ți-a scris aici. Păi erau la început. Era masa goală, mă rog. Și au zis unde, orice. Da. Nu s-au gândit niciunul că o să ajungem la 100 de episoade. Ce, asta e adevărat. Păi, da. Uite, dovadă, am ajuns să facem și cu nou neimuri. Pe bune. Adică nu, chem, dar chiar chem. Se duce, îl închizi după asta, nu? Da, păi ăsta e final. Mă mulțumim că a stat cu noi până acum. Am de zile, am mers podcastul. Dacă și ăla-i vedetă, n-a, bă, că am venit. Mulțumim mult, uite, e frumos, aveți, v-am pupat. Pupicei. Vino și tu și abonează-te la canalul nostru de YouTube. Aici, pe logo, apasă pe Da Bravo și devii abonat și ai mari șanse să câștigi o Dacia Logan Papucă de 7 locuri în 2025. Numai tu și cu ceilalți care se abonează. Participă și poți câștiga.